Vreau să vedem de la dumneavoastră, domnule Valentin Micea, pentru că aveți o experiență extrem de mare când discutăm despre dreptul pentru de afaceri. Știu că din discuțiile pe care le-am mai avut cu dumneavoastră am aflat că astăzi, 1 aprilie, sărbătoriți 16 ani ai companiei Micea și Asociații. Iată, sunt foarte mulți ani, o experiență foarte, foarte mare. De altfel, dumneavoastră ați fost și vicepreședinte al Consiliului Concurenței. I-ați acordat o atenție destul de mare dreptului concurenței. Poate în discursul pe care l-ați pregătit astăzi aflăm mai multe detalii despre și despre aspectele concurențiale, inclusiv în momentele acestea mai dificile pe care le traversăm cu toții, le traversează toate companiile. Da, mulțumesc pentru prezentare, mulțumesc pentru urări. Aș începe scurta mea prezentare, de pe care a spus domnul Sărmaș mai înainte. Deci este foarte interesant că după ce a fost creată această agenție pentru digitalizare a României, ceea ce deja semnalează la nivelul guvernului un master plan și o idee de ansamblu de a digitaliza societatea, administrația și mai departe societatea, apare acest eveniment, această lebă de neagră, cum o mai numesc, se mai numește în materie economică, care accelerează într-adevăr lucrurile. Este un moment în care și funcționarii, această mare masă a administrației, cea care ține în osatura care ține administrația reticentă, în general, la digitalizare, din diverse motive, mental, poate la unii teama de a-și pierde sau de a se reduce importanța, lucrurile se schimbă radical și chiar funcționarii respectivi, am văzut situații, ei sunt cei care acum de jos în sus, deci mișcarea era de sus în jos, care guvernul vrea să o promoveze, este întâmpinată această idee și este bine, de o mișcare de tip bottom-up, deci de jos în sus, de la marea masă de funcționari, care văd ce bine este să nu mai aibă o legătură față în față directă cu cetățenii care în astfel de perioade evident pot să și transmită germeni periculoși, dau valoare unei interfețe online. Iar aceste lucruri eu cred că vor rămâne, fiindcă ceea ce se întâmplă acum, realizarea importanței interfeței online, plecând de la rațiuni de sănătate publică, va rămâne pe termen lung, va intra cumva în mentalul nostru noile reflexe care se vor forma. Deci inerția care ar fi luat guvernului an bun într-o estimare optimistă înainte de a începe această perioadă dificilă, lucrurile se vor accelera, nu-mi dau seama nici eu cât de mult, vechile reflexe mentale sunt destul de greu de modificat, dar cu siguranță este o accelerare spectaculoasă a acestui proces. Este unul dintre lucrurile bune care se întâmplă în acest context. Distanțarea, deci nevoia aceasta de a asigura anumite protecții, rupe o mare barieră, lovește într-un fel în acea birocrație inutilă care există și există și în România. Există birocrație utilă, cea care ține structura statului și asigură funcționarea instituțiilor, și există o birocrație reziduală, de regulă destul de mare, aș spune că în România excesiv de mare, fiindcă asta am remarcat cu toții, de formalități, de multe hârtii în dosare, de faptul că trebuie să mergi să semnezi, să depui documentul online în birou de la etajul 2. Știți că circula acum ceva vreme această situație hilară. Aceste lucruri sunt deja pe punctul de a deveni trecut. Deci un trecut de care vom aminti tocmai doar în această notă de amuzament. Chiar și cei care erau în acele posturi în administrație vă spune, dar de ce n-am făcut noi asta până acum? Iar asta ține de competitivitate, ține de duce spre zona pe care eu o stăpânesc sau de care mă ocup cel mai mult, aceea de concurență, fiindcă când spui concurență, nu spui
numai ceea ce fac operatorii economici bine sau rău, rău atunci când se înțeleg și nu concurează. Dar concurență înseamnă și ceea ce face statul, ce fac autoritățile publice, în ce măsură lasă libertatea firească, libertatea de mișcare a operatorilor economici să se manifeste. Și această libertate este, bineînțeles, îngrădită, este într-un cadru. Nimeni nu poate face ceea ce vrea. Cu cât cadrul acesta este mai rigid, cu atâta libertatea este restrânsă. Și dacă, ziceam, de birocrația necesară, de formalitățile necesare, înființezi o firmă, un funcționar se va ocupa, va verifica validitatea actelor depuse, plătești impozite care la rândul lor finanțează servicii publice de care beneficiem cu toții. Este o birocrație necesară și aceasta este în regulă. Birocrația reziduală, cea de care am putea scăpa în mare parte acum, este cea care de fapt frânează, îngreunează viața operatorilor economici. Deci, într-o linie generală optimistă, dar cât se poate de motivată, aș încheia această primă parte spunând că perioada pe care o traversăm este, din acest punct de vedere și multe alte puncte de vedere, plină de oportunități, de modificări care devin posibile sau sunt accelerate sau dau naștere, vor da naștere la alte evoluții. Deci acum se lucrează în laboratoare, nu doar medicale, ci și în domeniul științei, la tehnologii, la fel care să ajute viața oamenilor, iată, în astfel de situații. Deci oportunități pe care, dacă afacerile știu să le folosească, oamenii de afaceri vor beneficia. Și oamenii de afaceri au inerția lor, doar administrația. Există o birocrație și în domeniul privat și reflexe și suntem obișnuiți să facem într-un anumit fel. Ce se întâmplă acum este că se vor schimba multe lucruri și vor reuși, vor ieși în față cei care vor fi primii în a adopta și în a adapta pentru companiile lor aceste schimbări, aceste oportunități. Am înțeles. Din punct de vedere concurențial, aș insista eu, dacă puteți să ne dați câteva detalii. Am văzut că inclusiv Consiliul Concurenței a avut mai multe opinii și poziții pe care le-a adresat în momentele acestea. Și voiam să vedem și părerea dumneavoastră, spre exemplu, despre prețuri. Ar trebui plafonate unele prețuri sau nu? Sau mă refer mai ales la, nu știu, prețurile de lucrurilor absolut de bază în momentele acestea foarte dificile de criză pe care le traversăm. Și atunci voiam să vedem cum vedeți și dumneavoastră din practică aceste aspecte. Da, sunt două zone de atenție aici. Una este că, așa cum și Consiliul Concurenței a comunicat public în zilele trecute, deci în ultimele 10 zile există 3 comunicări ale Consiliului Concurenței care informează, anunță operatorii economici că de fapt pot coopera. Există această posibilitate, nu orice contact, nu orice cooperare între întreprinderi este interzisă, este acel cartel, ci doar atunci când se stabilesc lucruri grave, gen prețurile de vânzare în comun. Însă, ținând cont și de dificultățile perioade, Consiliul Concurenței informează și încurajează. E o abordare nouă, cel puțin din punct de vedere al comunicării publice, în care Consiliul Concurenței spune celor implicați în aprovizionarea cu aceste produse esențiale, da, puteți și chiar ar fi bine să cooperați în a asigura, de exemplu, transportul mărfii către magazine sau de la magazine către persoanele aflate în izolare, deci să folosiți curier comun, să aveți în acest fel niște eficiențe de costuri. Ele sunt în favoarea consumatorilor și ca atare sunt absolut acceptabile. La fel, platformele, cum este MAG în România, pot să frâneze creșterea prețului acestor produse vândute prin intermediul lor. Deci sunt aspecte pe care autoritatea publică le încurajează.
A spus, nu e o schimbare în lege, este o schimbare pur și simplu de abordare, de mai multă deschidere și înțeleg de altfel de la Consiliul Concurenței că există această idee în care orice companie se poate adresa în acest moment să ceară o îndrumare punctuală. Nu e bine să iei decizii de unul singur, e bine să întrebi un specialist, e bine să întrebi autoritatea publică atunci când este nevoie. O a doua zonă de atenție este aceasta mult discutată de posibilă plafonare a prețurilor. Am citit și astăzi că Ministrul Finanțelor a declarat reticent în a proceda la așa ceva, având în vedere că efectul negativ secundar este de a crea penurie. Este o abordare absolut corectă, ceea ce domnul Câțu face. Este ușor să cedezi tentației și acestei emoții care se creează în situația de față și să vii cu soluția, între ghilimele, soluția rapidă, blocăm un preț care al minter era liber de piață. Noi avem experiența și în România, nu atât de veche, a unei perioade în care prețurile erau plafonate și știm că de fapt duce într-adevăr la lipsa produselor. Există o singură limitare de prețuri, cea stabilită prin ordonanța militară 5, cred, deci una din ordonanțe cu privire la prețul la utilități, care erau oricum reglementate și sub supravegherea unor autorități din domeniu, gen ANRE, la apă și carburanți. Deci o chestiune luată, o decizie luată în baza decretului legii privind instituirea stării de urgență, unde cred că a fost vorba și de un mesaj pe care a dat autoritățile publice, celor care ar fi tentați totuși să ducă prețurile excesiv de sus. Deci o anumită creștere de preț este tolerabilă, fiindcă într-adevăr, cererea și oferta se modifică, o cerere mai mare poate să justifice un preț ceva mai mare, dar în niciun caz dublu, triplu, nu astfel de factori de mărime. Deci până acum statul român are această atitudine, cred eu, sănătoasă de a spune nu suntem tentați de a folosi instrumentul care există legal, are posibilitatea statul și guvernul să blocheze prețurile, dar dă mesajele către operatori. Fiți și voi etici, până la urmă și companiile sunt formate tot din cetățeni, deci noi suntem cu toții proprietari de companii sau consumatori, suntem în aceeași categorie. Soluția pe care tot guvernul am văzut că încearcă să o facă și aici chiar apreciez efortul Ministrului Economiei, domnul Virgil Popescu, de a lărgi alternativele, sursele de furnizare, cum s-a întâmplat cu producția de măști de protecție în România. Deci un demers făcut public în aceste zile. Deci, iată, sunt companii și care s-au reprofilat, care au putut cu minime investiții, presupun că au trebuit să suporte niște costuri. Companii care produceau confecții, cred că a fost și Braiconfu printre ele, și care s-au reprofilat pe a produce măști. Și nu rețin numele, prima firmă care a producă măști de protecție, pe domnul ministru Popescu a și lăudat-o. Alte firme din domeniul petrochimiei sau alchimiei au putut să se reprofileze pe a produce dezinfectanți. Aceasta este soluția. Și este cu dublu câștig. Este și pentru faptul că, până la urmă, e important să ai aceste produse, nu doar să le plafonezi prețul, deci e poate chiar mai important să le și deții, deci la produsele necesare în criză, la niște prețuri acceptabile. Și în egală măsură, prin aceste măsuri, și companiile care și-au reprofilat activitatea și produc materialele necesare, au o piață nouă. Probabil că se vindeau mai puține confecții în această perioadă și ar fi trebuit să închidă sau restrângă activitatea acelei societăți sau cele din domeniul chimiei. N-au făcut-o fiindcă au folosit ceea ce spuneam eu, oportunitățile. Până la urmă, din punct de vedere, este nu numai un gest etic de a furniza ceea ce societatea are nevoie, dar și o idee de afaceri înțeleaptă, de a oferi ceea ce piața, în această perspectivă, cere. Și cred că este un model pe care trebuie să se uite mult, să vadă că se poate. Deci rutina și reflexele, noi producem un anumit produs,
nu sunt cele mai bune în această perioadă, sunt niște bolovan pe care îi cărăm cu noi. Succesul din trecut și metodele de afaceri din trecut care ne-au asigurat stabilitate și succes nu sunt neapărat rețeta de succes pentru viitor, dimpotrivă în unele situații. Exact, acest lucru îl discutam și eu împreună cu ceilalți lectori și cu alți parteneri ai conferințelor noastre pe care le avem de foarte mulți ani începute și am sesizat că, într-adevăr, în perioada aceasta, clar, partea de digitalizare este foarte importantă și va avea un imbold destul de mare după această criză. Așa se pare și probabil domnul Sărmaș ne va confirma în intervențiile pe care le va avea dumnealui chiar astăzi. Și de asemenea sunt foarte multe companii care cu siguranță se vor reorienta, fie vor schimba cu totul domeniul de activitate și poate unele vor începe chiar să producă anumite lucruri, să urmeze exemplele companiilor care au făcut deja acest lucru despre care spuneați și dumneavoastră, domnule avocat, mai devreme și sau pur și simplu își vor relua și activitatea pe care au avut-o înainte și vor rămâne și cu noile produse, noile concepte pe care le fac în această perioadă. Așa că, așa cum am denumit și evenimentul nostru de astăzi, provocări și oportunități pentru industrie, sunt, spun mai multe voci din business în perioada aceasta, și oportunități, nu doar greutăți, dar e adevărat, trebuie să știe fiecare manager, fiecare companie să le identifice și să poată profita de aceste provocări pe care ni le pune în vedere această criză. Sperăm o criză care nu va dura foarte, foarte mult. Estimările, unele sunt mai optimiste, altele mai puțin optimiste. Sperăm să fie cele mai optimiste totuși, dar trebuie neapărat să ne organizăm așa cum trebuie.